Salut băieți, sunt Zăpăcituri și astăzi o să vă prezint un server nou. Un server PVM mediu, easy. Ratele sunt 150%, site-ul o să vi-l las în descriere. Pe acest server eu sunt Geme și acum hai să vă prezint shop-urile. Magazin general, diverse, ștergeri, item, pietre, ape și roa. Ape și roa sunt toate, apele și roa, roa aia. Roa pică fix, pică din prima. Pietrele plus 4 și nu șează niciodată. Diverse, magazin de diverse, critice. Bonus, schimbă, sunt destul de accesibile. Fabricație sihastre. Sihastre noi cu fum. Îți trebuie... Bine, upgrade-ul nu se fac foarte greu. Cu bijuterii. Aici trebuie să mergi cu bijuterii. Eu am decât 6 bijuterii. 50 de puncte, metal magic, frizuri, cobră, sigilul misterțal, 30 de zile, skill-uri secundare, magazine diverse, upgrade-urile cu plus și o fără plus, și upgrade-urile cu plus. Cărți skill-uri secundare, în toate. Finisaje. Și acum hai să vă prezint un sistem de crafting pentru iteme beta. Așa. Iteme beta cu rele nu se fac foarte greu, sunt destul de accesibile. La femeia bătrână găsim armură. Nu este foarte scumpă, la un KK parcă primești 5 bucăți. Da, pe server este și linkanul. Skill-urile G le faci cu cărți și pe urile cu piatra spirit care este dropabilă. Cărțile le găsești la învățători. Negustor de arme, toate armele plus 9, de 30. Negustor de armuri, toate armurile până la 34, plus 9. La accesorii sunt toate până la nivel 1 și coifuri până la 41. Cum am zis, alchimia se face foarte ușor, pică corul foarte repede la mod. De crescut, crește ratele, cu toate că sunt 150, crești foarte rapid, înghețată. Așa, este un event de vară. Cu acest event poți, cu 350 de unități, să fac foarte rapid la crescut. Poți să faci cufăr misterios, amuletul dragostei și acest cal, care este foarte junger. Așa cred, așa consider. Cal sexy. Alchimistul este aici. Alchimia, cum am zis, se face foarte simplu, pică foarte repede. Nivel maxim 105, ultima evoluție până la beta. Din oțel se face posedată și din posedată se face beta. Nu trebuie foarte multe, 1500 de fragmente de energie. Fragmentul de energie pică la fiecare piatră metin în parte. Pafletele pică destul de lejer în V4, V3. Lacrimile pică la boss, asta e singura problemă. Pe server este implementat și Dojangul. Event PvP. Eventele vor începe de vineri, adică de mâine. Oxurile, event PvP, tot la Ox se vor da cufere clar de lună, care spică și eșarfe. Nu mai știu codul de la... Așa... Turnul este... Nu... Da, aici când ai să renunți la transformare, te transformă. În fine... stați că am uitat barăi 0011. 30, așa. Am uitat să strigea. Calul să-ți dea la început, bineînțeles,
În câle urpică, da, aveți și însoțitor. Un mic animăluț care va trebui să-l creșteți. O să crească odată cu voi. Uitați. Animăluțul o să crească odată cu voi. Și ca să crește mai departe, trebuie să-i dați iteme. Și o să ajungă până acest nivel. Până la nu. O să facă cam așa. Însoțitorul. Da, este un sistem de pero. Corul uitat. Pică foarte rapid. Eșarfe. Costume. Peturi. Acum o să vă arăt pescarul la... Da, biologul se face unul după altul, nu trebuie să stați o oră, două, să stați cu timp așa. Biologul puteți să faceți unul după altul, nu trebuie să așteptați foarte mult la biolog. Cum am zis, este un server foarte frumos, PVM Easy. Eu vă aștept cu drag, dacă pot să vă ajut cu ceva, bineînțeles o să vă ajut cu buguri dacă sunt, dar nu sunt buguri, nu există, au fost toate rezolvate, serverul n-a fost dat drumul până n-au fost toate bugurile rezolvate, bineînțeles. Sta foarte prietenos și competent de a ajuta un player, bineînțeles. Eu vă aștept un număr cât mai mare și primul care face nivel maxim cu beta și care aduce player cât mai mulți va avea gradul de helper. Da, playerii au intrat. Serverul este unde cât de două zile sunt câțiva, în jur de vreo 10-20 de player la început. Ar merge, dar vreau să fiți un număr cât mai mare. Eu am fost Zăpăcitul și așa asta a fost o prezentare Metin 2 Zart 2. Vă aștept cu drag pe acest server, minunat.